Anii 90, 6 milioane de români pare se că au părăsit țara. Știți textul clișeistic, în speranța unui trai mai bun. Ideea este că în țară sau România a cam rămas fără meseriași. Ce e de făcut, dar mai ales cum arată radiografia făcută de colegii noștri de la Observator, ne spune chiar acum Cosmin Stan, care este pe canapeaua de la Neața. Bună dimineața, bine venit, Cosmine. Bună dimineața, bine v-am găsit. Mulțumesc. Sunt niște invitația. Cifre pe care cumva le tot vehiculam în ultimii ani. Eram conștienți că rămânem fără personal calificat, că vorbim de muncitori, că vorbim de, sau mă rog, meșteri, că vorbim de doctori, că vorbim de IT-ști. An de zile, de obicei prin decembrie, făceam un bilanț. Ce ați aflat acum? O simțim cu toții de câțiva ani buni, mai ales de când am intrat în Uniunea Europeană și știți, sunt deja știrile alea clasice de Paște și de Crăciun, când spunem se întorc România acasă. Păi se cam întorc, că sunt deja peste 3 milioane de români plecați, ceea ce înseamnă că nu prea mai are cine să muncească în România și simțim asta când mergem la restaurant, când mergem la vară, la mare sau când vrem să ne construim o casă și așa mai departe. Nu se mai găsesc muncitori. Asta e o discuție ce se poartă de câte ori te ambiționezi să duci la capăt un proiect de ăsta, uite, imobiliar. Am constatat în ultima perioadă că importăm forță de muncă. Păi nu avem altă soluție, că trebuie să muncească cineva și în România, nu? Adică sunt lucruri care nu pot fi lăsate așa de izbeliște. Slavă Domnului că se mai construiește și atunci ai nevoie de oameni care să te ajute să construiești cel puțin. Am auzit că importăm chinezi, vietnamezi, mexicani, nepalezi, turci, sârbi mai de aproape. Sunt în momentul de față vreo 16.000 de cetățeni străini care sunt înregistrați cu forme legale, cu acte în regulă, muncind în România. De ce vin ei aici? Pentru că poate pentru unii e greu de crezut, dar pentru ei România este atractivă. Sunt salarii mai mari decât ar obține în țările lor. De exemplu, un vietnamez sau un nepalez poate câștiga în România de 2 sau de 3 ori mai mult decât câștigă la el acasă. Și motivul pentru care ei noștri au plecat mai la vest. Exact. Au plecat mai la vest, au învățat cu salarii mai bune, nu prea mai vor să se întoarcă pentru că nu mai obțin acele salarii. Salariile astea din România însă sunt bune pentru acești oameni veniți de departe, să spunem. Dincolo de salarii, în special în zona meserilor calificate, dar nu numai, oamenii cer și altceva. Condiții bune de muncă, siguranță la locul de muncă, și aici mă refer la constructorii. În România ce ați găsit? Păi, în România, din păcate, nu stăm foarte bine la capitolul ăsta și au demonstrat-o inspectorii ITM, care descoperă de fiecare dată probleme, mai ales pe șantiere. Românii, în general, nu respectă neapărat regulile, nu poartă echipament de protecție corespunzător. Nici se oferă unul corespunzător. De multe ori nici nu li se oferă, pentru că, din păcate, încă mai sunt foarte mulți care muncesc și la negru. Și asta e o realitate pe care nu trebuie să o ascundem. Ar trebui să luptăm să nu se mai întâmple și asta încearcă să facă cumva inspectorii ITM. E foarte greu de ținut sub control însă fenomenul, mai ales că domeniul ăsta imobiliar sau al construcțiilor a explodat din nou în ultimii ani. Cert este că în momentul în care o companie dorește să aducă cetățeni străini să lucreze, chiar și în construcții de pildă, ei sunt obligați să asigure toate aceste norme legale, pentru că altfel nu au cum să-l aducă pe omul ăla din Nepal, din Vietnam și așa mai departe, și sunt obligați să-i ofere și un salariu mai mare pentru un cetățean străin, salariu minim pe care îl poate primi conform legii din România este salariul mediu pe economie, adică aproximativ 2500 de lei net, ceea ce înseamnă vreo 4.000 și ceva brut. Cineva mă spunea și cumva i-am dat dreptate că nu se raportează la România cu o populație de 17-18 milioane de locuitori, ci la o Românie cu o populație de 5 milioane, 4 milioane jumate, 5, cam cât sunt activi în oamenii care muncesc în momentul ăsta. Sigur, este un om de business. Înregistrați sunt destul de puțini, 280.000, nu? Din ce ați... Cei care nu muncesc și se pare că unii nu muncesc de multă vreme. Da. Cam 280.000 arată cifrele
cifrele oficiale. Îmi pare totuși puțin, adică sunt convins că sunt mult mai mulți cei nevoie. Sunt foarte mulți neînregistrați, evident, sunt foarte mulți plecați despre care nu mai știe nimeni nimic, unii care nu bat la ușile nimănui și la fel se descurcă fiecare cum poate, dar să vorbim de cei înregistrați. Așa. Ca nemuncind. Sunt acești 280.000 de oameni și mulți dintre ei sunt aceiași în fiecare an, pentru că se întâmplă un fenomen ciudat. Deși sunt locuri de muncă, unii nu vor să muncească, pur și simplu. Și aici avem iar niște știri clasice, le vedeți la Observator aproape în fiecare lună, cu oamenii care stau la cozi, la ghișeele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, dar doar ca să-și ia o ștampilă și o semnătură de acolo, să arate, să-și dovedească interesul pentru a obține un loc de muncă. Dar ei, de fapt, nu doresc asta. Evident, ei doresc ei vor să continue ajutorul de șomaj. Companiile se plângeau, angajatorii, anul trecut, dacă mi-amintesc bine, se plângeau că în primele 8 luni ale lui 2017 vreo 60.000 de locuri de muncă aproape au fost raportate ca nefiind ocupate în mod curent. Adică nimeni nu dorea să ocupe acele locuri de muncă. Știu foarte mulți angajatori care au probleme cu personalul. Exact. Nu găsesc personal calificat pentru muncile pe exact. Care le desfășoară. Oamenii stau mai bine acasă și obțin un ajutor de șomaj plus alocația copiilor, plus nu știu ce indemnizație, ajutor social și așa mai departe, se strânge acolo o sumă, nu știu, în jur de 1000 de lei, să spunem, sau poate chiar mai mult, și sunt mulțumiți așa, nu fac nimic, vin niște bănuți, stau liniștiți acasă. A apărut telemunca, un concept de care am auzit la Observator, munca la distanță sau cumva cea pe care adevărat, a fost reglementată anul acesta, da? În sfârșit, această formă de muncă. E o măsură binevenită pentru că în România au devenit din ce în ce mai numeroși oamenii care acționează ca freelancer, să spunem, sau cei care își pot desfășura activitatea și de acasă sau din orice alt loc, nefiind nevoie să meargă neapărat la serviciu. Și e bine că s-au gândit și la ei să le reglementeze această activitate. În momentul de față, ei au exact aceleași drepturi ca orice salariat, pot lucra de acasă, dacă au un laptop sau dacă ei încheie contractul de muncă cu angajatorul pentru această formă de muncă, telemuncă, angajatorul este obligat să-i asigure condițiile pentru a-și desfășura activitatea oriunde vrea el, să-i dea laptop, să-i asigure conexiune la internet și așa mai departe. De asemenea, angajatorul are dreptul să-l verifice, evident, în niște termeni agreați. E o formă care asigură oarecare libertate și care deocamdată nu s-a dovedit că ar aduce mai mulți oameni înregistrați cu contracte de muncă, dar de-abia a fost adoptată în aprilie. Mai e timp să ne dăm seama. Mulțumim tare mult pentru informații. Cosmin Stan despre campanii ale Observatorului pe care le puteți dibui pe larg în grupajele Observator. Încă o dată mulțumim tare mult. Daniel, să la bucătărie. Eu.